Hei, dacă vă place episodul ăsta și vreți să continue seria asta, v-aș ruga pe toți să dați acum un like înainte să înceapă și asta m-ar ajuta pe mine enorm și cu cât mai multe like-uri de la voi, cu atât mai multe clipuri, asta m-ar motiva mult. Da, hai să trecem la clip, să nu uitați dați like acum înainte să începem și da, salut! Ok, salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod din Minecraft Custom Subs. Ok, salut Maxi, eu sunt DoneTSK sau DonTSK, nume real Dăruț. Ok, regulile sunt simple, joacă pe modul easy. Ok, easy, văd că mi-ai pus tu easy, că eu n-am fost pe easy. Folosește game mode dacă nu poți să treci. Ok, și să fii vesel când faci asta. Ok. Oh, mamă, ce chestii tari. Breaking, în bine, văd că ai pus ceva enchanturi random pe fiecare. Știi tu, ok. Deci, da. Sper că nu vă deranjează Quake Pro. Sincer, pe mine nu mă deranjează. Aici e foarte ușor. Ok. Dacă e foarte ușor, fie cum zici tu. Ușor, dar nu pentru mine. Tic. Ok. Dorm, știi povestea. Spawn. Nu. Set spawn. În fine. Time set night. Ok. Facem așa. Pentru că. Nu. Stai cum era. On. Ok. Da. Ok. Și dormim. Vă întrebați de ce am ochi, vedeți acolo un ochi verde. E skin-ul meu de pinguin, dar înăuntru lui un copil. Și aici e foarte ușor. Da, nu pare greu. Ok. Acum ai grijă cum sari. Stai să dorm. Stai, bă, stai să dorm. Să nu uiți să dorm cumva. Stai așa să mănânci un golden apple. Bă, nu mi-ai dat aici atate, bă. Ok, să ai grijă cum sar. Oh, ce troll. Dacă cădeam pe aici. Mamă, ce mă nervează, uite, dita mai. Acum trebuie să cauți ceva. Oh, săgeată. Caută indicii pentru a deschide ușa și caută scările pentru a urca. Ok. Drept înainte, poate, haha, scările sunt pe aici, cred. Drept înainte și pe aici, drept înainte și pe aici. Văd acolo ceva. Hai să vedem. Și tot înainte vedeam ceva. Scările sunt în față. Ok. Sperăm. Bă, chiar faină mapa. Acum întoarce-te și urcă în casă. Ok. Da, dar stai că-mi trebuie și buton sau ceva. Maxi, ei, acolo cred că stai așa. Acolo cred că e butonul. Sau lever, depinde ce ai văzut. Am 72, de ce mă răsi așa greu? Ce aici? Ușcă tot. Probabil aici trebuie să ajung după sau ceva de genul. În fine. Mamă, dar ce mă enervează chestiile astea. Stai așa. Music and sounds. Friendly creatures. Bine. Ok, acum fă ce-ți place. Stai, asta e finalul mapei. Și unde e butonul? Să deschid ușa. Că scările le-am găsit, dar butonul. Butonul. Ok. Stai așa. Scurio. Pă, terminați, bă. Da, nu pot. Scările sunt aici, drept înainte, poate, haha. Uite, văd acolo ceva, hai că mă duc până acolo. Mâncare, mâncare, mâncare. Nu mi-ai dat mâncare, așa că o să mănânc golden apple-uri. Ce scrie acolo? Ah, cred că acolo erau. Mamă, ce troll. E drumul bun continuă, ok.
Aici cred că e buton. Ai găsit mânerul, acum întoarce-te. Ok. Ai zis mâner și ai pus buton, mă. Oi. Nu mă minți, mă. Glumesc. Da. Cineva mă sună pe Skype la 2. La 2 noaptea. În fine, scuze. Probabil v-am speriat. Am uitat să mă pun pe busy. Ok. Stai așa că nu mai pot. Mamă, ce bine așa. Îmi pare rău că pun pe peaceful. Aha. Stai așa, spun la voi pe easy. Ok. Și acum ce? Stai, ce? Nu înțeleg. Deci, nu. Bă. Stai. Hai, acum sparg asta pentru că am deschis, am intrat acum. Bă. Tu cumva. Cumva m-ai pus să caut astea degeaba. Cumva asta ai făcut. Sau ce? Sau trebuia să. Bă, și eu. Nu. Cred că trebuia să spar frunzele să vin aici, ok. Ah, deci. Până la urmă nu trebuia neapărat să intru pe ușă, prin a spar direct frunze pe jos. Ok. Traversează lava pe unde vrei, nu prin lavă. Păi n-am cum dacă nu prin lavă. Pe partea cealaltă. Ok, perfect. Yay. Pușcă tot. Ok. Dar redstone-ul ăsta de ce mi l-ai dat? Că nu știu sigur cum se folosește. Ok, cred că pun redstone bloc. Cred că trebuie să puși tot și cam atât oare? A fost tot. Nimic. Bă. Mamă, ce mă... ce șmecheră. Ok, și ar fi trebuit să vin pe aici. Și pe aici. Și să ies aici. De ce pușu automat ăsta? A, că-s pe... Dar nu înțeleg de ce nu mor. Oh, diamante. Așa se fac diamantele. Hai să mai luăm. Să facem rost de diamante, bă. Lasă-mă, bă, în pace. Tuc. Hai să punem și... Bloc. Pușcă, pușcă, pușcă. Oh, diamantele mele, diamantele. Am 4 diamante. Băieților, bă. Ok. Cam atât cu episodul ăsta din Custom Subs și nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut. Noi ne vedem data viitoare și baftă! Pa, pa!